Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de povești total relevante, de data aceasta cu Noemi. Bine te-am regăsit, noi două ne-am văzut aseară noi două la -am spectacol văzut la Zarug. Total întâmplător, ca exact. să Exact. Și ne vedem în fiecare zi pe Instagram, pentru că eu acolo te-am descoperit și mai exact la Digital Divas, te-am povestit o dată. Da, da. Când tu nu ai fost prezentă, dar ai luat premiu și filmul pe care l-ai livrat a fost wow. Deci eu, practic, de la acea ediție Digital Diva s-am rămas cu Sweet Paprika Gabriela Atanasov <laughs> și de atunci am început să te urmăresc și chiar îmi place foarte mult ce faci. Dragă Noemi, îți mulțumesc din suflet. Să știi că a fost pentru mine un moment care după m-a făcut să mă gândesc dacă are sens vreodată să mai vin pe scenă. De fapt că e mult mai bine să trimit așa mesajul în absenția. Eu îți mulțumesc că a început, podcastul este despre tine, de fapt, asta. Mulțumesc. Dar a început cu o laudă la adresa mea. Ideea este că pentru mine tu ai fost așa, de când am venit în București, Um, ai fost un semn de întrebare pentru că erai omniprezentă. Oriunde mă duceam, la orice eveniment, ajungeam din greșeală sau uh, uh, voit, tu erai acolo, știi? Și mi se pare că tu ești omul care efectiv îi știe pe toți din industrie. Efectiv mi se pare că ești connecting the dots la alt <laughs> nivel și uh, cumva o faci cu foarte multă grație într-o lume în care asta începe să lipsească din ce în ce mai mult, din punct de vedere al comunicării mai ales. Îți mulțumesc mult! Uite ce ai spus tu mai devreme, o să zic așa, de ce eram la da. omniprezentă la evenimente și culmea e că eu le-am rărit în ultimii da. ani. Dar este face parte din meseria mea. Când da. lucrez în PR, practic tu onorezi invitațiile colegilor de breaslă, că până la urmă ne știm cu toții și ne respectăm și... De aproape 20 de ani de când sunt în acest domeniu, chiar am avut relații foarte bune cu toți colegii din alte agenții de PR și agenții de publicitate. Și, practic, ei vin la evenimentele mele, cumva și eu merg la da, evenimentele da, lor. Nu e ca la anunț, știi că eu am venit la anunț, tatăl vii la anunț mea, dar cumva știu ce înseamnă să faci un eveniment de PR și să ai lista aia de invitați exact. și să-i promis clientului că vine un număr X de oameni, deși e foarte greu să-i adun pe toți uneori și atunci... Mergem la evenimente, pus că trebuie să fim la curent cu ce se mai întâmplă și, apropo de ce spuneai și îți mulțumesc pentru compliment, cred că lucrurile astea se datorează și faptului că sunt în domeniu cum spuneam, de mai mulți ani și mă bucur că am prins și vremurile de aur ale publicității și ale marketingului. În România. <laughs> în România, <laughs> și da. Și nu numai. Și vremurile în care primeam un buget. Deci știi ce dor îmi este să vină un client și să-mi spună Ia Noemi, aici. Adriana, că eu am cu Adriana <laughs> Kiper, partenera mea, o mică agenție de, de PR. Uh, ne este dor să primim un buget, mie cel puțin, pe Adriana nici n-am mai întrebat-o. Domnule, ăsta e bugetul, spunem ce faci de acest buget, pentru că așa tu faci propuneri și yeah. dai un buget și așa mai departe. Și știi cum să împarți lucrurile. Și știi cum să împarți Visele, lucrurile, da. Ideile. Deci cred că ultima dată când am lucrat cu buget a fost la Tabu, când era marketing la revista Tabu și aveam un buget frumos. O să-i pomenesc toată viața mea pe foștii mei șefi, pe Beatriz Weber și pe Axu, Oamenii ăștia îmi spuneau, ăsta e bugetul, vezi cum îl împarți, aveam și cash, aveam și barter. Minunat, un om de marketing, un om de PR, dacă nu are un buget pe care se bazează într-un an, ce-ți propune? zim cum funcționează acum lucrurile. A, acum faci o strategie ca și în alți ani. Știi? E pitch, faci, este, te duci și a, a, ceri să Să știi că noi n-am mai făcut pitch -uri. în ultimii ani. Întâmplător am fost într-un pitch la sfârșitul anului trecut pentru că nu s-a spus că e pitch. A, așa, până la urmă a fost foarte ok, e în regulă, dar se lucrează ca și în anii anteriori, practic, uh, vii o propunere de strategie pe un an de zile sau dacă e un proiect uh, espresso, cum îi spunem noi, de trei luni, că mai vin mm -hmm. mai mult branduri locale și ne place să lucrăm cu brandurile locale, că sunt foarte creative, uh, li luăm pe două, trei luni, uneori și un one shot o lună. Ei nu spune neapărat ce buget au, dar tu poți, trebuie să te pliezi. Adică, da. faci niște propuneri, și după aceea. Vedem și cam cât iese. costă? Păi costă atât, atât, atât. A, asta iese, rămâne asta. Deci, dar, practic, te adaptezi. Nu-ți se pare ușor, eu știu foarte bine despre ce povestești. Eu vreau doar să povestim despre lucrurile astea, să ne înțeleagă și cei care ne urmăresc, pentru da. că vreau să învețe niște lucruri despre industria asta. Știi că eu tot comunicarea am studiat și da. eu cumva am prins doar vremurile astea de care povestești tu acum un moment în care e, mie îmi pare o foarte mare nedreptate la mijloc, că eu pot să-ți livrez ție ideile și tu să le folosești după și să le faci pe un, nu știu, pe, pe ieftineală, de exemplu, știi? Și tu, de fapt, mi-ai furat mie ideea, iar eu nu am putere de a mi-apăra dreptul intelectual, de fapt, știi, dreptul la Uite, am o veste bună pentru da. tine, am observat, așa și noi am pățit-o și alți colegi da, din absolut. agenții și ni s-a întâmplat, uh, am Ideea auzit inclusiv implementată mai târziu. o poveste uh, SF, uh, chiar Tatiana Ernuțean, în um, povestea acum câțiva ani s-a dus până la baie și potențialul client cu care era în discuție îi întorsese caietul și își notase lucrurile pe care le notase acolo. Adică până acolo se poate ajunge. No, nu ni s-a întâmplat, dar ni s-a întâmplat să ne vedem ideile o, realizate de altcineva. de altcineva. Numai că am început să ne deșteptăm, pentru că ni s-a întâmplat mai o multor de ori agenții, ori mai ori... multor oameni și am început să vorbim între noi și e foarte bine că vorbim. Am început să introducem disclaimere la sfârșitul unei prezentări. Frumos, în cazul în care uh, folosiți această idee, vă rugăm să ne anunțați, pentru că este caz de proprietate intelectuală. Am okay. observat asta în prezentările altora și cred că o să o facem și noi, uh, pentru că. Nu ai cum altfel să. Nu te ai aperi. cum altfel, da. Nu, uite, apropo de treaba asta, uh, te. Uh... Te întreb ca pe un expert în domeniu. Ce ți se pare ție că se va întâmpla prin nebunia asta cu TikTok-ul care, de fapt, perpetuează o repetiție a aceleiași idei? De exemplu, a fost ideea mea venită astăzi la Sfințit, să zicem, Așa. postată, care a ajuns să fie virală, dar nu mai ajungi să ai tu dreptul asupra idei creative, mă refer. Nu ți se pare că efectiv, apropo de asta, proprietatea intelectuală, că nu mai respectat absolut deloc, pentru că fiecare și asumă că e... Da, a lui e, e, e foarte greu e de... E foarte de controlat. frustrat. Încă nu am studiat partea cu TikTok-ul. Da, dar el nu alimentează, am, am, știi? Nu am... Adică mi-am descărcat aplicația, dar nu mi-am făcut cont. E greu de dus. Și știi de ce? <laughs> pentru că nu mai am timp. Adică și cu copil, și cu trei câini, da. și cu jobul de PR, și cu... Mai fac sunt și blogger, nu ca tine da. sau ca alții, dar am Mi -mi partea pare că mea de blogging. Mi că tu de scrii blogging. mai mult pe partea de blog, de uh, fapt, decât mine. Știi, de, când am început să scriu mai mult, datorită Cristinei Sănciulescu Mare, Ianei Bățu și... Uh, Diane Cosmin, cu care, mă rog, a fost ideea Cristine Stănciulescu, în plină pandemie, acum în primăvară, mă rog, în primăvara trecută, iată, spre vară, să facem aceasta a cincea putere. Practic, avem un topic uh -huh. și scriem toate, dar fiecare din unghii diferite, știi? Din unghiuri, din unghiuri diferite, scuze. Uh, și uh, a ieșit uh, foarte fain și cumva m-a incentivat și pe mine să scriu, pentru că și eu scriam destul de rar, când mai aveam cât un proiect cu un brand, și așa uh, m-a adus din nou în zona de scris, pentru că eu când eram la tabu. Începusem să scriu, știi, și îmi plăcea. Și cumva Cristina Bazavan mi-a sugerat să-mi fac blogul în 2012 și așa am început eu cu proiectele mele, Buca Vărtii și tot ce am mai făcut. Că e mai ușor când ai un blog, scrii acolo, da, îi promovezi și pe alții. mi mi-e dor să scriu, dar la fel ca tine simt că nu, nu am mai timp. găsi timp. Da, și nu decât timp. să scriu degeaba. Știi, așa e ca o redacție. Cristina propune un proiect sau eu, sau Diana, sau Mara, sau Ana, și atunci toate scriem pe acel subiect și ne dăm deadline-uri, că dacă nu ai un deadline, e mai greu, știi? Da. Mie îmi place să lucrez cu deadline până la wow. data de, da. Și de asta Vezi am și e... carnetele. Asta ca e din cauza notez. armatei. Eu cred că e din cauza armatei. În general, să știi că am fost destul de ordonată, ca să zic așa, când eram mică okay. și chiar puștoaică, dar armata, clar, că m-a ordonat și m-a determinat să fiu mai rapidă în ceea ce fac. Că o lălăiam, -lă știi cum, nu aveam no. presiune. Și când învățam pentru bacalaurat, eu am făcut bacalaureat în Israel, a, a trebuit să trag destul de mult de mine, pentru că am emigrat în 89, înainte mm -hmm. de revoluție cu mama, un cățel și trei pisici. Și practic am luat-o de la capăt. Uh, nu știam în ebraică decât shalom, atât. Uh -huh. Și am învățat intensiv în vara aia, două luni. Am învățat atât de repede limba la Ulpan, cum se numește, studio în limba română, e Ulpan, încât atunci când m-am -am dus la școală, în tra 11, deja puteam să fac conversație, știi? Și chiar era e un sistem tău? foarte bun. Uh, nu pot să zic că am neapărat talent la limbi străine. Am ureche muzicală. Voce nu, nu mă pune. O să încerc să cânt cu tine la final uh, Hitul care îmi place, că uite, trec de la una la alta, pe care l-ați lansat cover ăsta minunat împreună cu The Speakers, da. doamne, deci săptămâna trecută, vineri, la Zaruga am văzut, pe Stories. A repostat și am intrat la tine și l-am ascultat toată după amiază. Hai, acum și filmul a ajuns să știe melodia. Da. Și ca ai o melodie nouă, zic, mami, asta e o melodie de când de eu de aveam Aproape 15 ani a fost melodia verii Mere în tabăra de la Năvodar și zic că e minunat că am ascultat-o acum și cât de bine sună. O cântați superb, felicitări! Măi, îți mulțumesc foarte mult! <laughs> acum mă, mă, mă emoționez că um, este pentru mine puterea asta de a transforma un lucru vechi în ceva de actualitate. V a ieșit! și e datorită lor să știi că a fost ideea lor, nu a fost ideea mea și mi s-a părut extraordinar că m-a găsit ideea lor pe mine când mie fix asta îmi place, știi? Da, păi asta, așa Cred așa e că de e cel aici mai e bine chimia e, energiei. Da. Um, tu ai un spirit de artist? Nu și de apărat dacă am spirit de artistic Acum să revin la partea da. cu armata Că eu am acest <laughs> să trec de la una la, și alta. Eu sunt la fel, Să știi că la mine lucrurile au mers în paralel și a fost așa, ca să zic repede. Părinții mei ambii profesori de română-franceză, franceză-română. Dar, pentru că amândoi erau în zonele astea creative, ca așa, probabil că s-au și găsit în primul an de facultate, mama a făcut școala populară de artă, tata scria poezie. Chiar după ce a murit el și făceam ordine în cămăși, aveam aproape 15 ani, în 1987 s-a prăpădit în toamnaia. Am găsit o poezie scrisă de el și culmea că e singura și mă oftic pentru că sigur a scris mai multe, știi? Dar Pe bine, probabil că le a Da. Ben. Și citea și era un, un artist, chiar avea față de artiști, Cine a văzut fotografiile a zis wow, arată ca un actor de cinema, ca un poet. Și, practic, la noi tot vorbindu-se despre cărți și citind de mică. Practic, eu știu să citesc de la 5 ani și ceva. Ajungeau să-mi stingă lumina, veneau pentru întuneric și mă, veneau noaptea, că eu dormeam, citeam sub supe, super, uh, plapul mă știi cu lanterna, cum făceau mulți copii și mă certat tata că îmi stric ochii, că sunt miuapă, eu am lentile de contact cu dioptrii destul de mari, deci practic citind și având acces la albume, mă ducea mama la muzeu la București, eu, eu fiind îmi bine fost Cultivată, De mică și cumva cultural. mi s-a părut că e ceva normal, știi? Și am început și eu să scriu poezie după ce am murit s a fost așa, s-a declanșat ceva și chiar când eram în clasa 10, -a, în 1988, am luat premiul tinereții Nikita Stănescu wow. la Timișoara, da? Nimeni și, altul decât Michita. Da. Și atunci îmi minte că am fost cu trenul, cu profesorul de la cercul de, de teatru, care întâmplător era tatăl prietenei mele cele mai bune, Nadia, care acum e avocat. Iată, Nadia, avocat și, și eu am făcut dreptul după ce m-am da, întors știu. în România. Ei, și am continuat cumva cu poezia și după ce am emigrat în Israel. Am, înce am continuat să scriu poezie și proză, am scris câteva povestiri polițiste, multe dintre ele, care au fost publicate în revistele de limbă română din Israel. Și trebuie să le caut, că le-am tot răspândit, le-am dat mai multor oameni să le citească, și unii nu mi le-au dat înapoi, și știi că nu mai ce am sufer, altele. Sufer, sufer după. Nu știu dacă prefer... neapărat sufer, dar le, mama le făcuse clippings așa da. frumos într-un uh, într album de clippings, și acum nu le mai am. Trebuie să să fac le rost de le ele. Recuperez. Să le recuperez. Și așa am ajuns să primez bursa. Uh, la facultatea din România, la universitate, pentru că scriu poezie și proză, era imediat după Revoluție acel schimb de studenți. Pe, cam doi pe an. Doi uh, israelieni veneau să învețe în România, doi români mergeau să învețe în Israel. Dar cei care veneau din Israel trebuiau să știe cumva limba română, mm -hmm. știi? Și bursa am primit-o înainte să mă înrolez. Mm -hmm. Și atunci le-am spus, dacă mai e valabilă după ce termin cei aproape doi ani de armată, vin cu drag să o onorez, dacă nu, nu. Și după ce am terminat armata, unde armata a fost ca un serviciu, prea că sunt întrebat, ai tras cu pușca? Am da, tras normal. cu pușca la țintă, normal, dar Cam <laughs> nu atât. altfel și mă bucur foarte mult că eu sunt pacifistă de fel. <laughs> Ajungem uh, imediat și la partea de pace. Am prins cumva imediat după războiul din golf, am prins în clasa 12-a războiul din golf și știu ce înseamnă să stai închis în casă, pentru că Vai. noi practic am stat... Uh, timp de aproape o lună de zile sub asediu scadurilor care veneau, erau trimise de Saddam Hussein din Irak și aterizau în Israel și în prima noapte, oricât ne-au pregătit ei să stăm liniștiți, să, să, avem substanța aia care se pune, trebuia să împibăm cu amoniac, dacă nu mă înșel, o bucată mare de cârpă, să o punem la ușă, că în cazul în care era o bombă chimică, Vai. Noi aveam o cameră pregătită În cazul unui atac cu bombă chimică sau biologică Aveam măști de gaze Cred că am și poze pe acasă Mi-a trimis mama Acum când am intrat în, în carantina Din martie trecut Pozele cu măștile de gaze Și când dădea sadam cu scadurile Noi ne puneam măștile Stăteam acolo chirciți în camera aia Știi cum e, dacă pica pe casă, pe bloc muream oricum, că noi eram la etajul 3, deci Bye. bomba oricum cădea, era mai mult o chestie psihologică, să știi tu că ești în siguranță. Dar putea să te prindă și pe stradă alarma, era în mașină, ce făcea, era expus. Tu ești un film. Și așa că eram în clasa 12 pe fiind, a fost un mic șoc pentru noi în noaptea în care a sunat alarma. Și am auzit sirena și m-a sunat un prieten care învăța și el pentru baca mine, auzi, e atac și o liniștită îi zic, nu, cred că e simulare și când am auzit scadul ăla cum cade bum în marea din fața blocului în care stăteam, a fost cu adrenalină. Au venit vecinii noștri de alături rușii, că stăte... era o familie de ruși emigranți săraci, abia ajunseseră în țară și închiriaseră un apartament și noi stăteam cu chirie și n-aveau uși la camere, deci doar la baie aveau. Și au venit la noi, că noi aveam, noi aveam uși la camere și ne-am înghesuit toți într-o cameră, dar ei când au intrat în casă a scăpat un câine. Și eu, în inconștiența mea, M-am dus după câine Cocard se ducea spre plajă Vedeam scadurile cu un cad Eu am luat câinele, am urcat repede în casă Îmi bătea inima, n-am să uit nici acum Mi-auzeam bătăile inimii în creier Rai. Știi, întrebarea ta mi-a declanșat Iată această amintire Dar nu mai de-astea vreau După aia s-a terminat războiul A urmat armata Uh, prima lună a fost de instrucție militară Cum vezi în filme Cu trezit noaptea, treci la linie de foc Ca să ne facem mâna pe armă Să știm no. Să umblăm no. cu ea În cazul în care e nevoie să o folosim Baruhașem, cum uh -huh. se zice N-am folosit-o Așa, cu mâncat repede Dacă nu terminam repede de mâncat Sau, nu știu, una dintre noi făcea o greșeală Ne pedepseau pe toate Asta m-a enervat la maxim Că de ce să ne pedepsești da. pe toate dacă a greșit una. Așa era. Greșea da. una, eram toate pedepsite. Cu dormit în cort, cu venit uh, furtuna și iarna no. ca acolo. Iarna e mult mai blândă decât în România, middle east. Dar dacă e o iarnă mai grea poate să plouă foarte mult, să intre apa în cort, cum ni s-a întâmplat nouă, Ca sau la să Acum faci cu apă să rece, că eram totuși o unitate militară mai uh, da, precară, așa. Uh, foarte aproape de azi am fost eu în la instrucție militară și după aceea cursul militar uh, cursul uh, a fost în, uh, undeva aproape de Tel Aviv, iată și mai, mai bine Aproape de aeroport, m-a prins noaptea de revelion dintre 91 și 92 numărând avioanele Și îmi imaginam unde pleacă, ăsta pleacă la New York, ăsta pleacă la Paris, iată eu stau și eu păzesc stau <laughs> cu pușca Doamne. Așa, și după aceea, restul de un an și ceva, a fost ca un serviciu. Fiind singură la părinți, te protejează totul. Adică da. nu m-au trimis în aproape de teritorii sau în aproape de Liban sau în zone Dar din pe, astea. Dar pe celelalte nu. Da, restul, da, mergeau. Dar iată, cu Egiptul era pace. Când lucram ulterior la ambasadă, că eu când m-am întors în România eu după armată cu bursa, în primul an de facultate, mama mi-a zis, băi, te țin eu, îți plătesc o chirie și tot, dar vreau să înveți, pentru că anul, primul, primul an de facultate e foarte important. Din al doilea, dacă vrei să te angajezi, iată. Și tot ce mi s-a întâmplat, practic, asta, asta vroiam să zic și știu că nici nu avem foarte mult timp, a fost parcă ghidat, știi? Un lucru adus către altul, știi? Dar mereu e așa. Armata m-a învățat să fiu mai rapidă și să fiu cumva și humble. Umilința trebuie să o înveți de undeva. Ori eu am fost un copil foarte iubit, foarte răsfățat. Și ego-ul a fost puțin după ce au domesticit. Început, da, exact. După ce au început să moară bunica și bunicu, și mamaie care m-a crescut și tata și așa, am rămas eu cu mama, deci practic au eu fost cu niște mama și Au fost niște șocuri. Și uneori trebuie să pleci și capul, știi cum e. Nu, da. nu se poate altfel. Și în armată asta am învățat. M-am învățat să respect niște ordine, chiar dacă unele mi se păreau absurde. Uh, faptul că am primit acea bursă, eu intrasem și acolo la facultate. Într-adevăr, nu aș fi intrat la drept sau la medicină, pentru că era un test psihometric pe care nici acum nu-l înțeleg. De ce trebuie să dai un test psihometric în afara țării și în alte țări, nu numai în Israel? cu figuri geometrice și cu alte lucruri, când tu vrei să dai la drept sau vrei să dai la medicină, știi. Okay. Dar, mă rog, așa e acolo. Deci, am venit în România la facultate. În anul 2 m-am angajat la ambasada Israel, pentru că știam bine limba română și consul avea nevoie de. Că... Prima dată am fost secretara consulului, atașatul, practic. E consulul pe partea de cultură, dar există și consul pe partea administrativă și pe vremea erau vizele, erau foarte multe vize și erau grupuri de, uh, de turiști care mergeau prin tot felul de agenții de turism și unii dintre ei rămâneau la muncă și au fost destul de multe probleme pentru că erau și vizele de lucru, Mul și nu mulți să muncitori mai români care săracii... Da, unii nu vreau să mai întoarcă, ieșau de sub contract. Dar cel mai problematic era cum îi explicai cuiva care venea la tine și spunea că vrea să meargă ca turist și tu îți dădeai seama instant că el merge la muncă și cum îi refuzai viza. Eu că de 21-22 de ani când îi, îi trebuia să-i explică e spre binele lui, că dacă merge turist și Doamne ferește îi pică ceva în cap sau cade de pe schelă, el mergând la muncă de fapt, nu turist, nu îi acoperă nimeni asigurarea medicală și asigurările sociale și așa mai departe. Și dacă merge cu viză de lucru, lucrurile astea sunt acoperite. Deci, practic, eu îi făceam un bine dacă îi refuzam viza da. de turiști știind că el va merge să lucreze. Dar lucrurile astea s-au reglat în timp și au fost cu multe certuri, mai ales cu cei care îi invitau, între ghirimele, ca turiști, da, dar da, îi invitau la muncă. Lucrurile astea s-au reglat drept? cu Ministerul de Interne din Israel, care era foarte puternic și care chiar le explica, băi, trebuie să, oamenii ăștia trebuie să aibă niște drepturi, trebuie să le respectați drepturile. Puneți mâna și invitații, plătiți o taxă specială ca muncitor și omul ăla vine să muncească și nu vine turist între ghilimele să-ți peleție pe jos sau să-ți construiască blocuri. Deci lucrurile da, astea s-au reglat, știi? Dar da, a fost frumos. Tu, tu ai administrat mereu foarte multă putere, de fapt. Da, Noi dar cu blândețe, să știi că eu sunt o persoană da, blândă, stiu, nu, se vede lumea mă știe ochi. că nu sunt uh, fișii deloc și chiar pot să spun asta, nu sunt un om fișii, îți spun în față ce cred, e dar, dar să o spun altfel, pentru că nu-mi place să repet oamenii și nu-mi place nici mie, la rândul meu, nu-mi place să mă repeadă cineva și aici, cred că deja, după o anumită vârstă, înainte n-aveam nicio problemă, nu mai dacă cineva îmi vorbea cu un ton de sus... N-aveam nicio problemă, aveam supapele mele. Dar deja, știi, după atâția da. ani, uneori te deranjează, dar am învățat să zâmbesc, dar cu persoana aia nu mă văd în timpul liber, să zicem. Știi? Da, clar. Sau mă văd mai puțin. Am felul meu de a pune X unor persoane, dar persoana aia nu știu că le-am pus X. Uite, da. ți-am spus ceva, ce n-am mai spus nimănui până acum. Da, dar, da. Uh, apropo de political correctness-ul ăsta, câteodată pot să l anulez pentru că Așa e. pentru unii oameni e că adică, mi se pare că pentru a primi political correctness uneori din partea cuiva trebuie să i câștigi respectul. Așa este, să știi. Și eu Sincer, eu sunt un om, la fel ca tine, poate foarte empatică, Mă gândesc la omul de lângă mine, mă gândesc eu mă că pun ești. în locul lui, da. mă gândesc că poate a avut o zi rea și mai departe, dar, pe de altă parte, mi se activează imediat ca aia care te trimite, te scoate, îți închide telefonul și la revedere. Știi, adică, apropo da. de Sui paprika. Da, nu că și, e necesar cu... să știi așa să închizi e. ușa foarte repede. Și cum ziceai și tu, că și eu m-am gândit de multe ori și acum să știi că mă mai gândesc, păi poate a avut o zi proastă, dar stau și mă gândesc, păi da, și eu am zile proaste și nu mă raportez doar la mine să spun, a, uite, eu fac așa și mă aștept și la celălalt să facă la fel. Nu, și asta am învățat-o, că fiecare e cu personalitatea lui, cu felul lui de a fi. Dar știi, de fapt, ce mă deranjează cel mai mult? Hai, nu cu un client care într-o zi îți vorbește urât sau uh -huh. un coleg sau whatever, uh -huh. că ni se întâmplă tuturor. Uh, mă deranjează faptul că au trecut atâția ani de la Revoluție. În România. Și în alte țări au trecut atâția ani de la revoluțiile lor. Că uite și ce s-a întâmplat. Da, în America, tot. ce se întâmplă peste tot în lume? De fapt, ce mă deranjează nu e numai ce se întâmplă aici, ce se întâmplă global. Da. Mi se pare că acest nice to have știi că revin la clienți, ce spune clientul uneori că is nice to have ceva în plus. Da e minunat. Dar is nice to have Money. education. Education, education, pentru că de la educație pornește totul. Și aici mă refer numai la educația de acasă, și de la educația în școli, pentru că mi se pare că profesorii de acum sunt mai slab pregătiți decât, decât erau cei de dinainte, cei de dinainte aveau hibele lor, care implicau homofobie și rasism și alte multe lucruri, mulți dintre ei. Acum, poate mai puțin și din ce în ce mai puțin și bine ar fi. Dar. Implicarea mi se pare că nu mai este ca înainte, știi? Poate și din cauză că ne băgăm în prea multe lucruri și nu mai avem timp să facem un singur lucru de calitate, poate și din, din vari motive, dar cred că ar trebui să ne adunăm cu toții. Că dacă nu acordăm atenție educației, uh, care educația iarăși are mai multe ramuri, nu numai să înveți și să fii bun, că am cunoscut oameni brilianți, foarte deștepți, că erau atât de homofobi și de rasiști, încât nici nu. nici Bună ziua, dacă le spuneam, era un efort din partea mea, da. știi, dar mi-am dat seama că dacă nu-i educi cu frumosul, dacă nu le explici, nu le dai niște. Devin doar mai roi. Uite, de exemplu, legat de homofobie, da? Că e un subiect care trebuie da. pus pe tapet. Tot timpul, știi, când am, am avut discuții cu persoane homofobe, știi, și aruncau așa niște cuvinte, tu cu. Da. Și le spuneam, ok, imaginează-ți că trăim într-o lume în care. Tu iubești pe cineva, să zicem că tu ești băiat, da? Și iubești un alt băiat și uh, aveți o casă împreună și v-ați cumpărat multe lucruri împreună. Și într-o zi, el, iubitul tău, moare. Tu știi că nu ai niciun drept, pentru că ei nu au niciun drept în acest moment, adică căsătoria dintre persoanele de același sex nu este recunoscută. Încet, încet, sunt sigură că o să întâmple și la noi, pentru că deja cei de la Uniunea Europeană sunt cu ochii pe toate țările homofobe. Uite de ce se întâmplă în Polonia. E da, chiar mai devreme de citeam un articol în Rusia despre... ce se întâmplă? Am citit că era pe Vice acum, o fix în drum încoace, uh, e un tânăr activist și cumva titlul sună ceva de genul Eu sunt uh, uh, homosexual, iar uh, unchiul meu este premierul celei mai homofobe țări din Europa. Este un articol pe care vi-l recomand să-l citiți. Chiar am citit mai da, devreme. Chiar o să-l citesc. Tine. Da, vai soarea niște articole adică foarte bune. Adică are o perspectivă, știi, te, oricum îți dă knockout din da. titlu. Apropo de... Tu, tu ești un om care luptă pentru... Nu doar pentru idealurile tale. Mie mi se pare că tu ești un om care luptă pentru idealurile altor oameni. Și ăsta este un... Cum să zic? Din punctul meu de vedere, mi se pare cadoul suprem pentru o comunitate sau o societate, pentru că mi se pare că trăim într-o lume în care din ce în ce mai puțini oameni se gândesc la aproape, știi? Asta apropo de orice te învață din punct de vedere filozofic, orice religie și așa mai departe. Da, și asta din punct de vedere al respectului și iubirii mele față de oameni, mi se pare că față de tine am o totală încredere, știi? Pentru că în momentul în care am văzut că ați lansat într-un moment destul de critic în România, pe discuții, acum după referendum, da, ați da. lansat această colecție The Hug în care dacă vă uitați la mine pe desen, apar, apar simbolurile. Da. Da? A fost ideea lui Robert, pot să spun, da. Robert Rațiu, deci a fost Ai așa, Mirela de la Demira, eu am cunoscut Mirela pe Instagram și mi-a trimis două pulovere foarte faine, unul pentru mine, unul pentru mama și dintr-una în alta a zis hai să facem ceva împreună și pe Robert îl plăcea foarte mult, pe Robert Rațiu, ne-am și întâlnit pentru că Robert și cu mine suntem și selector la Zain, e un festival de design care mie îmi place foarte mult și care ne lipsește foarte mult pentru că acum Sper din cauza pandemiei s-au blocat toate lucrurile. Zaine la Cluj, și uh, practic, ne-am întâlnit cu mine și am zis, hai să facem. Și am păstrat și acum. Uh bucata de hârtie pe care Robert a desenat într-o seară de octombrie, noiembrie, nu mai mi-aduc aminte că îmi joacă și mie memoria feste de la o vreme, dar s-a întâmplat. A desenat ce vezi tu, ulterior le-a făcut cu un, uh, un prieten care, uite, scuze, îmi scapă numele lui acum, e scris okay. în comunicatul de presă, el -a, uh, a făcut grafica, de dar sunt desenate de Robert, da, și am lansat într-adevăr în iarna lui 2018, după ce am trecut de hopul infamului referendum și să știi că, apropo de ce îmi spuneai, sunt mai mulți care practic sprijină cauza și mi se pare normal și tu, și Alina Ceușan, și Delia, și uh, uh, Alexandra Stan, și Andreea Bălan... Foarte mulți și-au uh, și exprimat atunci. Uh, Mi s-a părut oricum o variantă extraordinară de a comunica prin simboluri. Și-au exprimat solidaritatea față de comunitatea LGBT, LGBT când a fost referendumul. Da, și practic noi, noi deja ne gândeam să scoatem colecția asta și am scos-o în uh, acel decembrie. Mi... Și anul trecut am mai scos câteva piese accesorii. Apropo de educație. Um, pentru că ai trecut prin uh, multe sisteme politice, pentru că ai trecut da. prin multe uh, decade foarte diferite, da. adică anii 80, anii 90, 2000, totuși cum simți tu și ai trăit în altă țară, da, o uh, altă aproape. cultură și alt cult religios? Cum simți că ai evoluat sau ai involuat situația asta față de uh, homosexualitate, față de acceptare, rasism și așa mai departe? Știi ce s-a întâmplat? În unele locuri s-au rezol rezolvat lucrurile și oamenii și-au dat seama că... Da. Uh, Iubirea, e iubirea este pentru toată lumea, și că drepturile aici vorbim nu numai despre iubirea e un drept, da. dar drepturile sunt egale Toate drepturile sunt egale. Adică suntem oameni din până 1700 la urmă, sau când tot vorbim despre asta și tot este. Suntem oameni, știi da. Și e foarte trist. Adică cum să nu înțelegi, plătesc taxe, oamenii ăștia au obligații da. pe care și le respectă de ce să nu aibă aceleași drepturi. Deci în unele locuri s-a rezolvat și oamenii s-au deșteptat, în alte locuri nu. Știi cum e ca uh, uh, era jocul ăla cu animăluțele care ieșau, știi? Da, uh, și îți Unul s-a rezolvat, altul nu. Și mi se pare de-a dreptul absurd. Și uh, nu numai problema asta și avorturile, să nu uităm de ce se întâmplă da. în Polonia acum... Și de drepturile femeilor, adică sunt multe subiecte despre care tot vorbim, tot vorbim, și în unele locuri vezi că se rezolvă. Sub ochii tăi se întâmplă lucrurile astea, istoric, da? Și aici nu. Uite, o să-ți dau un, cel mai practic, exemplu, cel mai care mi-a venit acum în minte. Tot când eram în armată, am avut un amic în timpul cursului, gay, care era iubitul unui comandant. Nimeni nu știa de relația lor, deci mi-a spus că dacă află cineva pe comandantul lui îl zboară din armata israeliană și pe el îl bagă la carceră și așa mai departe. În 1992 ianuarie, da? Iar acum, în armata israeliană sunt cupluri de bărbați și de femei care au copii și chiar citeam un interviu, nu, nu un interviu, pardon, un material anul trecut cu un cuplu de lesbiene care atunci când merg la concentrare militară, că tu după ce termina armata, Practic câteva luni pe an trebuie da, să mergi, trebuie mai ales dacă mai ai mergi. fost ofițer, trebuie să mergi ca să faci acest miluim, se numește. Și cumva armata s-a gândit să nu le uh, trimită în aceeași perioadă pe amândouă și în același loc, ca una să stea acasă cu copilul. La fel și pentru bărbați. Deja armata îți dă bani dacă vrei să-ți faci operație de schimbare de sex, adică participă și armata. Și mi se pare normal. Iată, din 1992 până în 2020, când am citit eu acel Apropo, material... Apropo, de faptul că în unele locuri există schimbări. Da, da și într-un mediu există foarte, schimbări. foarte și într -o strict. Și într-o țară care Săcțin. totuși e o țară democrată, dar da. să nu uităm că religioșii au un cuvânt de spus și în Israel, pentru că ai văzut da. că mănânci cașer și de, de șabat în unele cartiere nu se circulă, mă rog. Doar în cartierele de religioși, că, de exemplu, noi care stăm la aici circulăm de șabat și nu ni se întâmplă nimic. Nu ne petepsește nimeni. Da. Dar ziceam așa ca idee că totuși e o țară în care sunt și evrei, și arabi, și arabi creștini, și arabi musulmani, și druzi, și beduini, adică e o țară destul de grea, Israelul. Și totuși, în țara asta, așa cu hibele cu, ei, în cu punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt foarte deschise. Te-ai fi întors să locuiești acolo? Da, m-aș fi întors și mama oricând mă așteaptă, mai ales că sunt singură la părinți și noi, practic, ne vedem doar pe FaceTime și nu am mai văzut-o fizic din 2019, Vai. că între timp a venit pandemia. Uh, m-aș întoarce, da, dar uh, eu trebuie să fac ce fac acum. Mie îmi place foarte mult ce fac, știi? Iar acolo cred că ar fi mai greu să o iau de la capăt, să lucrez în PR la vârsta de aproape 49 de ani, știți, născut mm -hmm. în 72, cred că ar fi destul de greu. Eu nu spun că nu e imposibil. Dacă chiar îți dorești să o iei de la capăt undeva, da, da dar recunosc că nu mai am puterea să mai fac altceva acum. Adică da, aș face clar. tot ceva în zona în care sunt sau în zona de artă contemporană. Mi-ar plăcea, știi? Da, Chiar spune. am vrut să fac un master în, în artă anul ăsta. Ar fi trebuit. De fapt, nu, anul trecut, Atunci pardon. nu te oprești, efectiv. Cred că trebuie să înveți tot timpul ceva. în fiecare... An, trebuie să învăț ceva Așa nou, este. pentru că altfel te plafonezi, știi? Așa de asta e. am și făcut toate proiectele pe care le-am făcut. Și papetăria, și proiectul cu Robert, și bocavărtiul, care e pentru adăpostul de animale. Dar de ce să te limitezi, e... când ai pentru că atât de altfel, multe de spus? Știi? Știi? Da, și nu numai asta, cum ziceai și tu mai devreme, înainte să începem da. înregistrarea. Dacă nu faci acum ce te-ai gândit să faci și tot amâni, pentru da. ce? uite te ce vremuri trăim, vorba ta. Da, Știi? apropo de... Mie îmi pare că 2020 a fost așa un moment de restart pentru foarte mulți care da. au știut să se bucure de acest moment și să înțeleagă că nu este decât o lecție și eu vorbesc și în calitate de om care a suferit mult din cauza acestei boli, exact. acestui virus. Um, mi se pare că au, au a venit degeaba și o să stea cu noi atâta timp cât e nevoie ca să învețe toată lumea lecția. Yeah. Pentru că eu cred că sunt în jurul meu atât de mulți ochi pierduți, care nu știu. Mm -hmm. Eu fac parte dintr-o generație care nu a știut, adică nu știu câți copii în jurul meu în școală știau foarte clar, eu o să devin cosmonaut și merg până la capăt pentru ideea mea. Mm -hmm. Așa eu. e eu. Așa adică, într-un moment, e, e culmea e când ți se oferă foarte multe oportunități, variațiuni, și dintr-o dată noi am fost primii copii care au văzut cartul network știi. Vedeam jucării așa pe care noi nu le puteam cumpăra nicăieri, de exemplu. Și nu știi, de fapt, ești așa într-un. E exact cum îl duc pe Eric la raftul de jucării și nu ar ști niciodată ce să-și aleagă. puțin că sunt prea multe decizii de luat. Da. Așa e. Dar, în același timp. Ăsta era momentul când să închizi toate ușile, toate geamurile și să zici ok, eu cine sunt. Așa e. Tu știi cine ești, dar cine nu ești? Uh. Asta îi intre pe toți. Cine nu sunt? <laughs> nu sunt un matematician, clar. Deci matematica <laughs> pentru mine nu. a fost tot timpul, știi, bunicul Fică. era inginer, bunicul Bani. matern. Și știi cum făceam eu lecțiile? Bunicul stătea la brăi la o săptămână pe lună. El a lucrat practic până înainte să moară, deși ieșise la pensie, pentru că știa foarte multe limbi străine. Am învățat în lagăr, am aflat de la mama, știi că bunicii mei au fost da. în Transnistia patru ani. Și am învățat în lagăr limba rusă și el și bunica, o mama. Habar n-am avut, am aflat asta de la mama săptămâna trecută și ei știau foarte bine bunica poloneză, dar în partea germană știa germană, bunicu știa germană. franceză, rusă, cred că și engleză știa bunică. Foarte tare a fost bunicu. Și bunicul cât era la Brăila o săptămână, că cele alte le petrecea cu noi la Câmpina, avea și el cumpărat manualul de matematică și până în clasa 7, când s-a prăpădit bunicul avea toate manualele și eu spuneam bunicul deschide la pagina 20, rezolvă și e problema. No, bunicul rezolva problema prin telefon, știi? E, ok, acum mai în glumă, mai în serios eu am intrat la mate fizică Doamne. când am dat treapta, dar am pregătită la matematică, nu-ți spun, cu trei ore de meditație pe săptămână. Am luat aproape notă maximă la română, desigur, și la matematică 6-50 da, nu știu cât am avut fost. și eu, media de trecere sub mine s-a tras linia, știi, la mate fizică. Acum dacă, mă rog, când Avi va fi mai mare și o să aibă aceste dileme cu dreptele și cu tot, sub nicio formă nu l-aș mai da la un liceu cu profil uh, matematic real, da. când eu îl văd de pe acum că e mai artist, la ajunge direct la ceva cu muzică, ceva cu limbi străine, da. pentru ce, dar pe vremea aia era mama, mate fizică, copilul trebuie să fie la cel mai bun liceu. Așa da era e. pe vremea da, știi că încă se repetă treaba asta. Se, se repetă și acum. Doamne, bine, de, de fapt, fapt depinde de familie, vorbim. de fapt, despre ce da. vorbim, că sunt mulți oameni care mi se pare că deși sunt în secolul 21 și au păstrat mentalitatea bunicilor lor, sau poate chiar sunt mai Și asta e adevărat. mai că am da. văzut familii în care mi se părea că sunt mult mai deschiși la mine. chiar am povestit de curând cu un prieten și bunica lui era mai deschisă la minte cu faptul că el este homosexual decât mama lui care nu mai vorbea cu el, adică mi se pare Știi? Da, foarte... Adică sunt foarte multe drame la mijloc, apropo da. de ce spuneai tu și da. um, um, mi se pare, nu știu, ce, de fapt, ce te face pe tine să te alimentează atât de mult încât să lupți cu toate nedreptățile astea? Ce crezi tu că este în tine ca spirii, ca sufle, că te face să fii acolo alături de ei și mereu te văd pe Instagram, că dai share, că povestești, că ce îți alimentează? Cred și faptul că asta am auzit și în casa mea, când eram mm. mai mică. Faptul că minoritățile trebuie tot timpul sprijinite, pentru că să știe că nu sunt singuri. Și, practic, să vină acel moment în care să nu mai existe aceste probleme. Știi, să nu mai existe, să vezi doi oameni care merg pe stradă, doi bărbați, două femei. Și să nu mai comentezi. Deci asta m-a deranjat și mă deranjează în continuare cum își dau cu părerea și pun mai presus de toate religia, ca așa a zis Dumnezeu. Dar de unde știi tu, știi, asta e partea mea științifică, bunicul, era cu știința. Demonstrează. Eu recunosc că respect toate religiile, așa am fost crescută, da. eu sunt corcitură. tatăl meu a fost creștin, mama evrei, că la evrei e după, da, după e, mamă. E după mamă. La creștinie după tata, da? Deci da, un pic de... foarte bine. În povestea asta Dumnezeu știe câți o mai fi avut ce alte religii în trec da, prin da, da. sângele meu, pentru că Suntem o mătușă de-a mea, verișoara maică, mi-are ochii așa, mătușa mătușă din partea bunicului. Da. Îți dai seama la ce pogromuri erau pe vremuri din da, partea da, da. evreiască, mă refer? Probabil că am și sânge de musulman. Nu știu, am această chestie de să fie pace. Că pacea, din punctul meu de vedere, rezolvă tot. Educația și pacea le rezolvă pe toate. De ce trebuie să spui tot timpul în numele lui Dumnezeu că. faci ceva. Că faci ceva. Da, nu tu este știi câte, o câte persoane LGBT sunt religioase? Adică ei cred în Dumnezeu, merg la biserică. Că ce să faci, arunci cu pietre în ei? Mi se da, pare e... absurd. Și iarăși. Sunt multe nedreptăți, deci cred că aș putea să stau aici 5 ore. Trebuie să vorbească cineva și nu vorbesc numai, o să știi că sunt mai mulți, că uite și tu vorbești, da. suntem mai mulți. Dacă tot am ocazia, dacă tot sunt aici la tine da. pe scaun și mă văd niște oameni, măcar să spun despre da, tot clar, ce de m-a Pentru că nu pot eu să stau frumos acasă cu familia mea, să mă uit la un serial și să-mi beau cafea fără cofeină, să stau în fața unei prezentări și să nu mă afecteze o știre pe care o citesc. Da. Despre o femeie care și-a abandonat copilul pentru că era bătut acasă de soțul ei, centrul filia chiar da, a costat. Da, da. Și săraca, ce să facă? Să aducă copilul în mediul ăla? L-a abandonat, a recunoscut și motivul pentru care l-a abandonat. Să sperăm că o să-și găsească o familie care să-l adopte, dar femeia asta, sunt sigur ca, sigură că a suferit îngrozitor. Da, și că a trebuit cu... să facă așa ceva pentru că avea un bărbat care o maltrata acasă. Da, este. Mi se pare că prea mulți închid ochii și merg da. pe stradă mai departe și își pun așa, știi, cum e calul că exact ochelarii de și cal și eu îmi exact. de treaba nu, nu, mea nu poți. și nu mă interesează nu nimic în jur. Până în momentul în care la un moment dat se întâmplă ție ceva pe stradă asta și e. atunci te gândești, dar de ce eu? Exact. Dar de ce am pățit eu? Păi ai pățit asta pentru că exact. la fel e și pe partea de reciclare, la fel și pe partea. Exact. Eu, eu îți spun drept, eu nu sunt activistă. Activistă nu sunt și nici nu vreau să claim. Știi? măi să știi că nici eu nu name. zic că sunt activistă, dar, așa m-au numit alții dar și le-am mulțumit pentru asta, ești chiar cei implicată. de la Mozaic au scris că sunt activist eu da. nu mă simt neapărat activistă, uite activistă este Ioana Ulmeanu de la revista El da. și de la Ioana știi că îți povestea da. mai devreme, am învățat ce înseamnă feminismul pentru că eu nu mi era foarte clar știi, activist este Robert Rațiu, adică sunt niște oameni care chiar eu îi consider activiști Eu au spus că sunt și eu și le mulțumesc sunt da. activistă cumva mai mult, așa simt eu, în zona de uh, drepturi animalelor abandonate, pentru că sunt o mulțime de lucruri de făcut acolo și sunt atâtea adăposturi care se luptă și salvează animale și peste noapte apar da. altele, pentru că nu există o campanie de sterilizare. Și de asta am tot apelat la colegii, că eu așa le spun tuturor că suntem da. în același domeniu, practic, și PR-ul, și media și tot de la televiziuni să facă cât mai multe reportaje, cât mai multe materiale despre sterilizare. Dacă ar exista o campanie națională de sterilizare, nu ar mai exista câini aruncați. O campanie de educare a oamenilor, că se poate, uite, Ioana Nicolescu de la Cod Noir și Ioana Vasile de la Harper's Bazaar s-au tot implicat, s-au dus, s-au vorbit cu primarii din sate și oamenii au adunat țăranii care aveau câini, pisici, a venit o caravană cu medici veterinari, au castrat animalele. Da, deci, deci se poate... Știi ce? Asta mă enervează de fapt. Este non-acțiunea de sti? fapt. E non -acțiunea, pentru că eu cred că dacă te duci și vorbești cu oamenii, ei nu spun da. nu. Mulți dintre ei nu știu ce trebuie să facă, știi? Decât să iei da, la mic și să l înneci. Că... Da, Așa nici nici se face, știi? Este oribil. Da. Dar mulți nici nu, eu am impresia că mulți nici nu se gândesc că ar trebui să caute o soluție. Exact, le este atât de ușor, știi? știi, și îndebunești și te gândești după aia să duce la biserică și spune, ok, mă, mă, mă a iertat Dumnezeu, asta e. Asta e. mă spovedesc și gata, <gânt> sunt iertat. iertat. Dar nu este așa. Da. Trebuie să te ierți tu pe tine, de fapt, știi, să te pui capul păi pe pernă noaptea și, la și a a să fă spui, făr. băi, ce-am făcut astăzi? L-am înjurat pe ăla în trafic, am scos bâta la el, a, sunt ok? Nu, nu sunt ok. Știi, Eu de asta am văzut o femeie, am văzut un acas. copil, adică, nu știu, și cu Homeless, și iarăși, am văzut o, o chestie da. tare, smart seară. ne uităm la un serial acum, știți, apropo că înveți și din astea, aici pe HBO îți recomand mm. pentru copii un serial divin. The Darrells okay. in Corfu. Asta e, e minunat pentru copii, pentru toată familia. Și revenind la chestia cu Homeless, și pe care vreau să o spun acum, e un serial nou pe Netflix, se numește New Amsterdam, despre un spital din New York, și practic este inspirat de cartea scrisă de un medic care a fost directorul acelui spital, directorul administrativ al spitalului el însuși fiind medic, prin anii 90, cred că până acum vreo 10 ani, chiar deci și anii 2000. Și, practic, s-a făcut acest serial și directorul spitalului găsește o soluție fantastică la o problemă. Venea un homeless destul de des și trebuia să-i facă tot felul de analize. Omul știa tot spitalul, toate secțiile din spital. Și a făcut un calcul, uitându-se la istoricul acelui pacient, că el costa acel spital, care era de stat, peste un milion de, euro pe an, un milion de dolari pe an. Și ce a făcut? A închiriat un apartament acestui om. I-a închiriat un apartament în care, desigur, putea să se spele, avea căldură, putea să-și facă o cafea. Când a intrat mm -hmm. în apartament, a zis că nu și-a mai făcut o cafea de nu știu când, știi? După aia, iarăși s-au trezit cu el la spital. Păi de ce ai venit? El se obișnuise să, să vină acolo. Da. Și în momentul în care cineva l-a întrebat pe doctor, când îl consultau, cum se, aduce, se ajunge la nu știu ce departament și l-a auzit pe homeless că știa mai bine decât el să-l ghideze prin spital, i-a găsit și un job acestui om. Da. să lucreze la informații dacă vrei poți să-i să reintegrezi alții. și pe homeless decât să-i arăți cu degetul știi care homeless mă deranjează cel mai mult dar iarăși e greu să faci poliție da. sunt unii care din ce au ei împart cu câinii, pentru că sunt mulți care au cât un câine, da? Unii se poartă minunat cu acei câini și se vede clar că iubesc și că dorm cu ei și că le dau să mănânce, iar alții clar, ori îi fură, ori îi iau de undeva ca să câștige bani, dar câinilor ăstora nu le dau nimic. Mi s-a întâmplat anul trecut și acum regret că n-am reușit să plasesc cățelușa aia, că după aia n-am mai văzut-o. Dar știi cum, aici trebuie să faci poliție, Poliția animalelor, care e iarăși un subiect despre care tot citesc de ani de zile și care și cică în sfârșit există. Sunt tare curioasă dacă cei pe care i-au ales, i-au angajat în această poliție animalelor și medici și politici treaba. chiar își fac treaba, pentru că eu cunosc cel puțin 20 de oameni care trebuiau să lucreze în poliția animalelor. Și chiar ar fi putut Oamenii să care o facă. au salvat oile de la media, care au intrat da. în apă, au notat și au scos oile alea, au salvat -o, au aproape 200 de oi. Cei de la Cola Cariola, cei de la Iubire, cei de la Green Dog, Doamne, sunt mulți, Frosa Sanctuary. Sunt foarte multe adăposturi da. care. Mie mi se pare că, um, știi, trăim într-o lume în care oamenii care sunt buni la ceva nu sunt puși să facă fix lucrurile. Asta, e. asta, asta, e, de asta fapt e o mare greșeală. problemă. Da. Asta e de fapt greșeala umanității actuale. Și în Așa general, ai, și ai, nu, nu, nu doar în România. știi? Ai, băi, chiar mai devreme vorbeam, am zis, băi, lasă fiecare om să-și facă treaba. Există foarte Așa mult ai. ego, foarte mult control, fricnesc. Da. Inclusiv eu l-am domesticit pe al meu, da, pentru că -a, a fost un moment mm -hmm. în care am zis, băi, dar eu nu știu să fac lucrul ăsta, de ce nu las eu pe altcineva care se pricepe fix la treaba asta. leagă. Da. Și uh, treaba asta cu, băi, te plătesc, investesc mai departe în tine, ajută-mă, fă lucrul ăsta la care ești tu bun exact. și o să-mi de treaba mea și o să vedeți, adică dau un sfat, o să, o să circule lucrurile mult mai bine în societate, pe, per total. Și da. apropo de, de toate aceste organizații, mie îmi pare extraordinar că tu te ocupi de comunicare în mod voluntar pentru da, ei. Da, o facem și eu și oanele de care pământam mai devreme și nu ai idee câți oameni persoane fizice vorbim, da? Care donează și ajută animalele. Da. Uite, e Andreea Vișoiu, nu știu dacă o urmărești pe Instagram. Nu cred. Noi ne-am prietenit uh, la... ne pe Instagram în ultimii ani, pentru că este foarte implicată și salvează și ea și donează pentru Adăpostul și am cunoscut-o la o cină cu Vicky Nicola, uh, care are pe tocuri și Wikipedia, mm -hmm. acum câțiva ani și am păstrat legătura. Andrei un suflet extraordinar și se implică. La fel și Cristina uh, Marinescu de la JTI. Noi ne știm, știi, și ne-am făcut un fel de rețea între ghilimele care atunci când se pierde un animal, sau auzim de un câine care mai are un pic și eutanasiat, știi că ei sunt programați la eutanasie dacă nu e da. dacă nu i adoptă cineva, dăm strigare, știi? Și pe Instagram, e atât de simplu, știi că ți-a mai dat și ție tag-uneori. Da. Încerc și eu să apelez la oameni din uneori cât și cât din mai alte multe comunități, voce trebuie să dai cât mai multe voce. Că e voce. atât de simplu să dai un share. E greu este să fii atât om. de simplu. Da. Vorba Vorbaia, acum știi, da. E Stai un buton. pe vc și vezi un și articol dai și dai Dă share, că poate ajută, poate îi mișca pe cineva. Cu Andreea chiar mi s-a întâmplat în noiembrie. Eram cu fimiu, plimbam câinii, am văzut un cățeluș în ploaie. Inițial am crezut că s-a pierdut dintr-o curte, că s-a mai întâmplat. Am luat mâncare cu noi, am zis dacă îl mai vedem să-i dăm să mănânce și să vorbim la un adăpost să-l preia. După două săptămâni a reapărut, i-am făcut poză, m-am interesat, am aflat povestea lui de la cineva care stătea într-un bloc, dar nu făcuse nimic, cu culmea. Tipa care l-a avut a plecat, s-a mutat din oraș și a lăsat câinele în urmă. Știi că asta se întâmplă și în alte țări, am văzut tot felul de filmulețe. Niciodată nu, nu am putut să-mi răspund copilu. la această întrebare. Cum lași animalul ăla pe care l-ai crescut? Îl lași ca pe o mobilă, ca pe niște papuci aruncați? efectiv, l-a lăsat Dar pe Dar nici mobila n-ar trebui să-și o lasă așa deci, pe stradă și totuși, și da. Și da. simplu, Am făcut poză și Andreea mi-a scris ține-l acolo, mă ocup eu de el. Câinele ăsta, într-o zi, s-a schimbat viața. Știi, asta, apropo de da. gest l a luat socrul ei, mi-a trimis filmuleț cu el, i-a dat și nume ai, da. cum îl plimba, Dar, când dar era, din dar se face fel, rai da. de fapt, și pur și simplu eu cred că acest uite, aceste povești totali relevante, acest episod aș vrea să fie de fapt o lecție despre a fi om, ceea ce tu ești și mulți uită să fie. Și mă uit mai ales la tânăra generație care efectiv este ai că cultul personalității din online pe care mi, mi, mi. îl am și eu de altfel adică știi, toți îl construim Măi, la un îl nivel, construim, da, la dar altfel. la unii se duce la un nivel nociv și efectiv am impresia că nu există nimic altceva în casa lor decât oglinzi uneori <laughs> știi, este da. exact ca în mitul lui Narcis um, să ne gândim puțin acum să revenim la zona de artiști, tu susții foarte mulți artiști contemporani da. și uh, ăsta a fost un an foarte greu pentru ei Așa a este. fost mai ales, nu mă refer la cei care sunt uh, în topuri uh, în partea comercială, mă refer la oameni de cultură, la oameni importanți pentru țara asta, care uh, odată cu cultura, cu școala, cu educația, au fost anulați în an anul pandemic, că da. aparent astea sunt primele lucruri care trebuie abolite, Impacate. știi? Deșteptăciunea trebuie să rămână cât mai uh, jos. Um, spune te rog, nu știu, spune-ne, de fapt, tuturor Uh, cum să ajungem în afară de faptul că trebuie să-i dați follow-ul noi și o să fiți la curent Mulțumesc. cu toate știrile din zona culturală, educativă că eu de la ea aflu foarte multe lucruri de expoziții, de muzee, de toate cele de spectacole uh, dă-ne câteva tipsuri cu ce să rămânem abonați, nu știu, top of mind primele trei, să zicem site-uri sau ceva unde putem să rămânem mereu conectați pentru că eu chiar am în comunitatea mea oameni care plâng după cultură da. Păi uite, eu recunosc că primesc și multe comunicate și de asta după ce le primesc le șeruiesc cu voi. Pentru tot ce înseamnă social și apropo de știri, cum vorbeam mai devreme, Vice-ul este foarte bun. Site-ul revistei L este foarte bun pentru că au informații de, și de cultură și de lifestyle și așa mai departe foarte multe teatre acum transmit piesele și online, deși acum cu ocazia redeschiderii teatrelor și cinematografelor vă încurajez să mergeți, purtați mască, stați distanțați, până la urmă oamenii sunt pe scenă și au depus un efort și toată lumea are grijă. Este jobul lor până la urmă. Este jobul lor. Cei de la un teatru chiar au lansat acel program în care transmit în continuare piesele online. Și, nu știu, mi se pare că costă 9 euro pe lună un abonament și, practic, poți să vezi piese da. de teatru tot timpul. E așa cumva o, simbolic și mă bucur de demersul lui Marius Manole și al uh, uh, Onei Pelea și încă un grup de actori care au lansat, știi, acea platformă la începutul uh, pandemiei ca să ajute da, actorii, da, da, pentru știu, știu, că unii dintre ei, mai simt. ales actorii independenți, da, care nu sunt cu cușticați de știgă. plată, din asta câștigă. E foarte greu. Deci, practic, și pe site-ul lui un teatru și să faceți abonament. Mergeți la teatru, la film, cât puteți, cum vă permite timpul, safe, cu două măști, dacă se poate. Uh, practic, cultura trebuie remunerată. Și iată, mai am o idee pentru toate agențiile mari. Uh, bine, știu că agențiile propun, aproape toate propun și clienții să fie mai înțelegători cu artiștii, să-i folosească bineînțeles, și să-i plătească în diverse proiecte creative. Se poartă foarte mult desenele astea, grafice. Sunt Lucrați! De sunt Livia Fălcarus, acum mi-a venit Livia în minte, Oana Barbonie, sunt foarte multe artiste și artiști, graficieni, care desenează superb și cu care ați putea să colaborați pe proiecte. Da chiar încercați să apelați la ei pentru că chiar au nevoie Bă de da, voi. Lăsați-i pe cei care știu ce da. trebuie să facă să-și facă treaba. Adică da. două culori sunt puse una lângă alta într-un spectru de fond sau de, nu știu, de pentru a transmite exact. un anumit mesaj, de fapt, și oamenii ăștia, adică e o întreagă chimie în spate, de fapt, și mi se pare că de foarte multe ori sunt luați în dărâdere că ce mare lucru faci, tu ești artist. Da, și La da, toți sunteți așa. artiști. Păi stai puțin, dar există o, există o școală plătită, există ani exact. de muncă, există fiecare program din ăla în care editează ei, grafic sau așa, adică eu știu sunt... pentru că am în jurul meu. Da, și ai dar... văzut câtă muncă e. Da. Da. Și în plus tot timpul s-a lucrat cu artiști. Uitați-vă în trecut la ce au făcut. Doamne, dar tot ce e frumos în jurul vostru e făcut. În de artiști. teatru, în uh, ilustrație de carte și în România artiști care au făcut ilustrație de carte și în, în timpul lui Ceaușescu erau mulți care colabora Nina Casiana, acum scapă numele lui. Adică lucrurile astea rămân, vor rămâne pentru voi, pentru amintirile voastre, ale copiilor voștri, colaborați cu artiști, cu cât mai mulți artiști, pentru că chiar îi ajutați în aceste momente. Pentru că mai vorbim și de niște oameni care au uh, niște trăsături mult mai sensibile, poate decât a unui om mult mai pragmatic, mai realist. Da. Ei sunt foarte ușor pesimiști și foarte ușor să ajung și la momente necugetate, poate, da. sau radicale. Uh, și uh, pentru mine, nu știu, întotdeauna o să fie o. Eu îi văd, eu îi simt. Îi văd de departe. Și pentru mine chiar este. Poți să zici că acolo e zona de activism în care activez eu. Pentru că îi simt pe oameni. Și apropo de tot ce ai povestit mai devreme, pe tine te încarcă lucrurile astea? Adică toate lucrurile astea grele, rele, pe care le iei și încerci să le transformi. Mă încarcă. Și mă încarcă pentru că am această frustrare că ele se întâmplă atât de lent, știi? Adică lucrurile bune da. se întâmplă atât de lent. Și, practic, ce mă încarcă cel mai mult este faptul că omenirea, că aici vorbesc despre da. omenire în general, este atât de receptivă la un gadget nou. Mă bucur că medicina a avansat și sper din toată inima să fie rezolvată problema da. cancerului și altor boli. Uh, e bine că avem tehnologie, dar haideți, partea umană de care vorbești da. și tu, trebuie alimentată. Pentru că... Și acel exact, citit sub plapum. Exact. Și așa cum spunești tu mai devreme, vedem lucruri, unii dintre noi, nu toți, că nu punem etichete, că nu toți oamenii sunt așa, dar știi, ne-am obișnuit cu anumite lucruri rele care se întâmplă și nu se schimbăm se nimic pentru că spui, a, da, e o picătură într-un ocean, măi, e o picătură într-un ocean, dar picătura aia cu picătură, cu picătură, cu picătură după aceea o să conteze. Că în toate și activismul ăsta la început au fost câțiva care și-au luat bătaie, care, uite Ia. și în România, eu mi-aduc aminte și am, am povestit despre asta de multe ori și chiar mi-am amintit de curând cu Ana și cu Robert. Primul meu pride a fost în 2006 și eram pe, pe uh, Bulevardul Unirii acolo cu jandarmi stânga-dreapta, cu extrema-dreaptă care nu spun cum urlau și cum făceau cu ciomegile și erau chiar fioroși și cu niște femei exaltate ebomidia. la blocul ăla de 10 etaje la geamul și aruncau cu ouă în noi și aruncaseră și cu pietre. Deci chiar a fost, știi, ca în filme Vorbim de 2006. Acum, Pride-ul este o adevărată bucurie. Ai văzut câtă lume merge da. la Pride, cred că ai fost și tu în 2019, da, da, da. Am fost. când a da. fost ultimul, știi că deja acum avem pauza asta, de un an, stai când a fost? În 2019, ai văzut ce frumos e, exact cum ai vezi eu. în filme, nu? Și în alte țări civilizate. Deci există speranță, dar asta spun, ar plăcea ca lucrurile să se întâmple mai repede, să se găsească soluții mai repede și oamenii să înțeleagă, păi, așa este. Că pune în locul da, celuilalt. Dar lumea și știi, try walking este in așa. my shoes, try da, walking in mod. my shoes tot timpul, știi, și atunci poate... Apropo de, de, de peșmod, um eu iubesc muzica pe care o dai tu Ia. pe Instagram, să știi că eu o perioadă n-am avut voie să pun muzică, vreo două săptămâni nu știu, de ce pentru că își dăduseră seama că am cont de business și dezactivaseră muzica și eram efectiv mă simțeam ah. surdă și mută și nu, nu puteam să-mi exprim ideile era ceva horror, pentru că la mine uh, uh, uite, apropo vezi, vin mereu texte din cântece și mereu e acolo da. un, un soundtrack pentru fiecare uh, pentru fiecare imagine și da. îmi, îmi bucuri foarte des uh, urechea A, mă, pe... Da, mă bucur, dar să știi că Instagram. și mie îmi plăcea când... Adică mi-am văzut că am, acum merge, da. nu? Să pui muzică da, la tine. Da, pentru că mi-am schimbat... Exact dacă am aveți văzut... problema asta, vă dispare muzica, probabil știut. aveți cont de business, trebuie să faceți A. cont de creator. Deci de asta... Am schimbat uh, niște reguli, că ei toara asta fac schimbări... Uneori inutile. Ah, acum am înțeles că Alina de la Pineberry Când cu da. cămașa vara trecută Tot era disperată că nu poate să dea share Cu muzică da. la tot ce postam eu Cred Din cauza da. asta că e con de business Normal e cu Pineberry da, este... ah. Deci aici este schimbarea Și uh, nu știu Spune-mi te rog frumos Ce rol de fapt joacă Că uite am vorbit de artiști grafici De Așa. partea de teatre, de spectacol Ce rol uh, joacă pentru tine Artiștii uh, Artistii, artiștii instrumentali și vocali. Păi mai în primul în rând, ca să zic așa, chiar și repet, că am zis-o și înainte, eu vreau să te văd pe tine cântând cu Zaruc. Am, o am când... această chestie. Okay. Deci, eu și deja vreau să te cris. văd cântând cât mai mult, pentru că ai o voce foarte. Haldă și foarte liniștitoare și cum să spun, chiar vreau să te mai aud. Deci a eu fost așa vreau. o adevărată surpriză. Uh, Muzica e foarte importantă, adică eu lucrez cu muzică, eu nu, am, și învățam cu muzică. De când mă știu, -am, nu îmi trebuia liniște când învățam. Dacă aveam muzică pe fundal, era perfect. Depinde de mod. Uneori să știi că eu pot să-ți ascult și ceva foarte, foarte zgomotos. Dar, în general, sunt cu muzica electronică, îmi place foarte mult și sunt foarte tristă că s-au despărțit Daft Punk după atâția ani. Nu știam. Au anunțat acum două zile, măi, și parcă am avut o presimțire, știi, chiar râdeam, poate am o premoniție și cu numele de la loto. În ultimul material, pentru a cincea putere, chiar am scris cum mi-a salvat Daft Punk un weekend în care eram așa down, știi, cu toate lucrurile da. care se întâmplă. Și... Uh, cu Polonia, că iarăși mi iese din cap ce se întâmplă păi în Polonia da, și în Rusia acum. Și, tu ai și legături. Da, și eram așa down și am ascultat uh, Random Access Memories. Da, știu. Superb albumul ăla, de superb. Și așa și-am pus mult daft și acum am văzut, să te uiți, chiar am dat eu șerier la videoclipul final, știi? S-au despărțit, ok, oamenii probabil că au înțeles că nu mai... Practic tot ce au făcut... Nu o să mai facă nimeni oricum muzica lor, oricum mi se pare genial. mi se pare că este un... Mi se pare foarte interesant ce se întâmplă, Noemia, apropo de muzică. Eu am visat întotdeauna să fac, apropo de ce ai, muzică în stilul anilor 80, pentru că eu cu ea am fost crescută într-o cameră de cămin în primul an. Asta am auzit când eram în burtă la mama, muzică pe bobine, pe... Înțelegi? Magnetice. Am filmări cu mine mică când ascult muzică din asta și cumva foarte mult timp mi-a luat să pot să găsesc oameni cu care să mă înțeleg pe tema asta și care, cum să zic, mi se pare că acum a devenit ceva cool. Știi că în momentul în care am lansat cântecul, Așa. Uh, cineva mi-a scris că a, e Blinding Lights uh, Wicked Show, The Weekend. Și am zis, stai mai puțin. Deci faptul că tu, de fapt, nu ai cultură muzicală și că tu ai ascultat în 2020, pentru prima dată, un tip care de fapt are o foarte mare dragoste și el pentru anii 80, pentru muzica disco și pur și simplu a zis, băi, am destulă putere acum cât să devină cool orice zic. Uh, acum dintr-o dată, eu mă bucur că a devenit un trend și mulțumesc oricum, e clar că el a fost uh, reinventatorul. Da. Dar a observat cineva cât de mult seamănă cu ăla de fapt cu AHA take on me Dacă tu exact. ai cultură exact. și am exact. să seamănă, seamănă puțin. Foarte bine. Așa În e. primul rând, uh, muzica anilor 80 are niște acorduri care se repetă la toate cântecele exact. și exact. e acel -ai sweet ce să pop faci? <laughs> care Correct. îți dă pur și simplu o stare de bine. Este da. extraordinar pentru mine acest revival reinventarea da. muzicii uh, disco, synth-pop, wave, da. new wave, ce vreți exact. voi, cum vreți să da, spuneți, da, da. Pentru că a venit fix într-un moment în care oamenii nu au mai avut voie să danseze și undeva acolo, acele tonuri și acele note, da. uh, te, bă, fimea, pentru mine ea este, deci fimea la 2 ani, că avea un an jumate, de fapt, când am început să facem cântecele, ea este pentru mine uh, cumva, uh, cum să zic eu, un reper. Pentru că dacă ea dansează imediat pe primele trei note, e perfect. Înseamnă că cântecul ăsta este bun, trebuie să-l până la capăt. Pe un copil nu ai cum să-l minți. Că el are instinctiv Așa dorința e. asta de a dansa, știi? Așa Ei e. Ei sunt pentru mine barometru. Corect. La muzică bună. Corect, vrei. corect. Și să știi că am observat și la filmul care e mai mare un pic, da. face 11 ani anul ăsta, măi, cu muzica anilor 80, tot ascultă el și prietenii lui, știi? Și fac deci este o, or, Oricum, istoria se repetă. Exact. Și în modă și peste tot. Eu da. nu am ținut neapărat să revină moda anilor 80. Am mai fost când eram eu liceu, toți se purtau curelele alea late, da, colanți pulovă, și da, da, da. A fost, da. A fost Salvarii. Dar pentru muzică chiar mă bucur, pentru că în ultima perioadă, credeți-mă, nu am o problemă, pot să ascult și trapa uh, trapanele și ce vreți voi. Uh, dar e, se manelizase foarte mult situația. Așa este. În, în, în sensul negativ folosesc puțin cuvântul ăsta, înțelegi? Da. Chiar Așa dacă, e. na, nu, vreau să, nu af vreau să afectez nicio comunitate, dar e adevărat și pe mine mă, eu nu mă regăsesc. Adică hai să ne acceptăm, uite, de apropo, de, să ne acceptăm toți care ne sunt diferențele, să ne acceptăm să ne iubim diferențele, dar să nu mă opris pe mine. Exact. Eu nu te opresc pe tine, fă ce vrei. Așa e, corect, ai dreptate și mi-am adus aminte că nu dacă mă tot mi-ai zis, fac ce zici tu. Dacă tot mi-ai să vorbesc despre da. repere și așa, recomand și emisiunea de pe Gherila, nu știu dacă am voie să spun asta tăiați voi la montaj. Okay. A, emisiunea lui Bogdan Simion despre istoria muzicii Lăutărești din România, care este... este știi cum e emisiunea asta E în fiecare duminică să o asculți pe la Apropo prânz. de asta Balcanic Festival wow. îl iubeam. Adică să așa, nu te... da. Eu iubesc muzica. țigănească, Da, nu, dar am înțeles că am nomadă. înțeles ce te referi, pentru că așa era, toate melodiile se mănau foarte bine una cu cealaltă, dar nu, dar pot. nu numai că se mănau. Să zici că, că vorbeam da. mai devreme că cam același bituri. Era acel. Eu aflasem de la taică miu că ăștia de la, uh, cum îi cheamă, Modern Talking, Așa. făceau câte 12 piese pe zi. Tu dai seama că... Așa te, este, eu, așa eu am îți, propun, eu. Eu. Eu, îți propun <laughs> să te duci acasă să asculti Bravor lui, uh, Sherry, 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 Lady, Sherry, Sherry, Lady, și nu știu da, ce astea, mai are. Foarte bine o să vezi cum, astea. Când încep, nu îți dai seama care din ele da, începe. Na, da, toate toate sunt la fel, <laughs> <laughs> efectiv. Da. da. Dar eu, toate să dea o stare de bine. Și era și Sandra, cam în așa. A, a fost și... primul meu. Nu, a fost Milen Farmer, Sandra. Au fost primele mele CD-uri pe Sandra, care le-am eu. Iar știi că e căsătorită cu One un tip Roman. de origine din România, da. Michael Crețu, da, da, da el Crețu. Îi compunea, Michel Crețu, <laughs> da. Știu. De care s-a emigrat în Germania, știi, mamă, dar am da. adorat de siminte și da. acum că a fost una dintre the primele the mele casete, the 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 <laughs> da, și cu ea, așa, da. uh, cu, cu a aia, anii 80. Eu mi-am dat seama la un moment dat că eu mă uit, apropo, am ajuns acum într-o zonă care trebuie să povestim. Eu mă uit foarte mult la vh One Classics, deci credem că am stat bolnavă de covid în casă oricum la mine doar, deci eu dacă sunt singura acasă exact așa eram și în facultate la mine merge doar Vieciuman. deci da. eu știu pe de rost videoclipurile pentru mine sunt o adăpare uh, eh, cum să zic eu informațională da, da, da. de imagine și mai departe, o inspirație și mi-am dat seama la un dat că aveam niște cercei cumpărați dintr-un târg identici cu ai lui Sandra dintr-un videoclip da. și ziceam, doamne, ăștia chiar sunt de atunci nu pot să cred dar um, nu știu, eu mă bucur că există această reinventare. Da, și A fost în, în modă reinventarea anilor 90. În muzică există acest uh, suflu nou. Uh, vreau hmm. să-ți spun apropo de că ziceai de ruși, că ești documentată cu ce se întâmplă la ei. Uh, la ei e o mare nebunie. O să-ți o să împărtășesc, o să dau niște linkuri cu muzica asta. Acum. Deci au o nouă eră de tineri, de artiști, vă spun și vouă dacă vreți vă dau da, link. Da, pe mine mă interesează. Sunt extraordinari. Deci știți ce au făcut ei de revelion? Faptul că, uite, mie de multe ori mi s-a părut că am simțit un trend mult înainte să existe și poate nu eram în trenul potrivit mm -hmm, la... Știi, mm -hmm. mereu sunt puțin înainte, simt, după aia nu mai da, mă și mai mie mi s-a întâmplat. Plictisesc dar de fapt cumva mă inspir din Est mult și cred că Estul are mult de oferit mult are. mai mult acum, mult mai uh, raw, mai genuine de punct de vedere cultural, pentru că acolo unde se întâmplă lucruri rele, multe ce îmi spuneai mai devreme, unde suferința conflict, aștii, da, da conflict, acolo se, din păcate, ca să renaști cultură și să aș mereu ai nevoie de o doză de frustrare de suferință și așa mai departe așa ai, dreptate. A, prețul păcii e războiul, știi din păcate și Uh, mi se pare extraordinar ce oferă ei acum, adică de revelion așa. Uite aici mișcare de piar extraordinară Apropo Vreau, de, să, de vreau să știu Deci ei sunt un popor clar, slav, da, nu se vorbește altă limbă așa mai departe da. Dar în anii 80 au, au avut o uh, dragoste foarte mare față de uh, muzica italiană Pentru că practic filmul italian muzica italiană, toți artiștii de acolo era singura lor doză de altceva în războiul rece da? nu aveau voi America nimic și totul era în jurul ăsta al muzicii italiene. Italiane. Eu, de altfel, am fost crescută cu foarte mult, Matia Bazar, Richie Poveri, Albano, toți, 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 așa. pentru că părinții mei asta veneau, vedeau ei da, în copilărie. Normal, așa e și eu. Da. San Remo și ce mai era? San Remo, Doamne, abia l așteptam la televizor, îl transmitea ul aici. Da. Și ce au făcut ei? Au zis, băi, noi n-am putut călătoria, anul ăsta la canalul principal, cea mai, nu știu, e ca și cum, nu știu, ce Letterman show sau o chestie, Așa. cea mai import, cel mai important show. Um, au făcut noaptea de Revelion un program de o oră numai în limba italiană. Ce frumos! Și se numește Ciao 2020. S-au îmbrăcat toți anii 70, ani 80 disco. Vai, ce și cele mai importante hituri din anul lor, de anul ăsta rusești, mă refer, din muzică fiată în diversă era rap, era techno, era pop, era disco, mă rog, diferit, da. și rave, inclusiv rock, toate transformate în cântece disco, traduse în italiană. Vai ce frumos! Și deci eu când eu am văzut, deci zic, au un nou suflu de artiști care sunt outside the box total. Băi. Deci mi s-a. De eu, a fost este, singura vari nu, dar este singura variantă. Gândește-te real, pe ei nu-i ascultă nimeni. Acum nu țin cu ei neapărat, sunt pur și simplu inspirațional nu am cum să nu le ofer ceea Normal. lor. Să vii tu într-o țară care nu vorbește o boabă latină de niciun fel da. și să zici, da, ne pare rău că am fost în Italia, am adus Italia la noi și au transformat. Adică mi s-a părut extraordinar. Bate orice da, idee. Clar. Deci, practic, da. a devenit, ca să-ți zic acum mai departe povestea, bărbatul meu lucrează online și are un coleg italian care și el știa de acest, de acest da, da. concert și a zis că nu le vine să creadă. A devenit viral peste noapte în Italia, tu înțelegi? Pentru că ei au și zis, băi, ei au suferit foarte Așa mult este. și le-au oferi... Mi s-a părut un gest extraordinar. Da, foarte frumos. Și toți s-au distrat. Adică se vede că totul e făcut. Da, da, da. Știi, apropo de acceptare și diferențe și nu interesează. Da, e o țară a discrepanțelor. Clar, sunt multe lucruri rele care se întâmplă, dar pe partea asta culturală... Uite, v-am povestit ceva. ce frumos! Ceva. O avea o să-mi da să trimis da. Dar poți să scrii ceaua 2020 îți apare. Este ceva, dar este cred. un deliciu. E un deliciu. Chiar e o inspirație pentru mine. Și, nu știu, eu mă bucur foarte mult că dai voce a atâtor oameni, că dai voce unui, unei muzici, eu o să fac asta necesare. toată viața mea, să știi, pentru că mi se pare că e, e parte din mine. De fapt, cred că asta e, știi? Când ai de gând să scrii o carte? Știi că m-au întrebat mai mult și ideea e următoarea: că n ai scrie neapărat o carte despre mine, ci despre familia mea, știi, povestea familiei mele, pentru că mi s-au părut așa, dacă ei pe fiecare în parte niște luptători. Deci, chiar niște da, și luptători. Tu ești dar mi se pare că tu dincolo de luptătoare tu ajungi să fii eroul, știi? Într-un într da, eu trebuie să fiu povestitorul, P po știi? Da. Este, știi ce m-a impresionat mereu la tine și observ, ai foarte multe poze. Cred că ești, nu știu, adică nu toată lumea se bucură de niște albume atât de diverse și atât de multe momente în perioada aceea. Nu mm -hmm. m-ați reușit să aveți atât de multe poze și fotografii frumoase. Poze de familie da. te referi, știi că și Robert mă a întreba din lumea trecute? Are. Uh, pentru că uh, ai meu lucra și la casa pionierilor. Uh, okay. de -asta că toată lumea mă întreabă, măi, dar lucrezi? Zic, măi, nu lucrez prea mult, că eu am învățat de la mama și de la tata, care au avut tot timpul 3-4 joburi. Și Casa Pionierilor, și școală, și școala de poliție au fost profesor o vreme până n-au mai avut voie că aveau corespondență cu străinătatea, așa, așa era în comunism. A, așa, aveai corespondență cu străinătatea, nu mai puteai să mai lucrezi într-un domeniu, mă rog, la, nu într-un domeniu, la școala de poliție. Li s-a spus clar, renunțați la corespondență sau Doamne. Așa, n-au renunțat la corespondență și n-au mai predat acolo. Mare lucru, mai aveau două joburi. Mă rog. E, și uh, uh, la Casa Pionierilor era un profesor de fotografie, domnul Dancu, cred că îl cheamă, sau Dâncu mama, când o să te uiți, să nu mă cerți că nu mai mi-aduc aminte, eram mică, și făceau fotografii, și mama și tata făceau fotografii, dar având acel uh, studio de veropare camera obscura și tot, se puteau juca cu trucajele. Eu am fotografii trucate din anii 70. Am păstrat una chiar pe 8 martie, o să o pun cu mai adică mea. Adică Photoshop, early Photoshop. Early Photoshop, mama cu o perucă blondă și cu mine în brațe și cumva dublată poza, știi? Deci făcută super mișto, artistic. De domnul Dancu, care era profesor la, la cercul de fotografie Ai, ce de la Casa Pionierilor. Da, deci, și și gândește-te că expoziție. noi noi multe le-am pierdut pe drum pentru că atunci când am emigrat am avut dreptul doar la o valiză, o, o cutie, o ladă de 60 de kilograme plus valizele noastre de câte 20 de kilograme. Cum să spui? Un apartament de 5 camere care era ok cu chirie la stat, că noi am plătit chirie cum era pe vremea lui Ceaușescu și am ajuns acolo într-o garsonieră. Noi așa am luat-o de la capăt, știi? E, și atunci am luat fotografiile cele mai de suflet am lăsat în beci la vecinii noștri care locuiau la parter niște fotografii, numai că îți spun sincer și aici este vina mea. M-am am întors în România în 93, dar n-am catadixit să mă duc să le recuperez cumva. Eu am tăiat-o în momentul în care am emigrat. Eu am știut clar, vin în România să învăț, termin facultatea și mă întorc în Israel. Lucrurile s-au întâmplat altfel. Mama a rămas acolo, desigur, eu am rămas aici. Nu-mi pare rău. Că așa a fost să fie și altfel. Nu aveam câinii și copilul și așa mai departe, dar oh, erau multe povăzi acolo, să știi, mm. foarte frumoase care și acum, parcă le văd în ce cutie erau, a terminat. De mult aruncate, Oricum au ajuns este... în pământ probabil mi se pare că îți pot scrie acea carte cu multe poze, știi? Asta e partea frumoasă. Poate când o să am mai mult. <laughs> știi care e faza? La mine uh, trebuie să am, cred, foarte multă liniște să fac asta, pentru că e un proiect de care nu că mi-e teamă că m-ar certa, mama, că n-a ieșit așa cum ar trebui. E ceva al meu și încă... Nu știu dacă, dacă pot încă să-l scriu, dar despre familie n-am nicio problemă. Despre mine mai greu. Mie îmi place să scriu despre alții. <laughs> Aș, aș vrea să ne apropiem Iarul. Cumva de, da, ne apropiem cumva de un final și aș vrea um, nu, știu cum să, nu știu cum să închei în primul rând aș vrea să spui foarte clar în calitate de o voce importantă în piarul românesc ce Mulțumesc. vrei să se schimbe clar, mă refer și în zona de publicitate de piar, în această industrie că știi că am povestit și eu da. aș vrea să spui punctul pe I cumva și adică clar care sunt etapele uh, pe care trebuie să le facă un om pentru a fi mult mai aproape de comunitate. Cum ai lucrat tu cu tine, poate, știi, pentru a te implica mai, să oferi timpul ăla, că e de fapt vorba de priorități. Nimeni nu are timp niciodată de nimic. Da. Uite, o Dar să e vorba spun, de prioritate. Da, o să spun că am prins cumva și anii de before și anii de after, da? Am prins anii de dinainte de criză, anii din timpul crizei și ce se întâmplă acum și cu pandemia și cu tot. Ce cred eu că ar trebui luat din trecut, că știi, tot timpul ca să poți să continui într-un anumit domeniu, trebuie să fii up-to-date, da? Așa cum medicii se duc la congrese și... Toți din toate profesiile, așa, și un om din domeniul meu și al marketingului, trebuie să fie tot timpul la curent cu ce se întâmplă. Și aici nu ne referim numai la cifre și așa mai departe, pentru că există influencer, microinfluencer, nano influencer și așa mai departe. Trebuie să fii în general la curent să-ți cunoști brandul atât de bine, și istoria brandului, în care încât să poți să îl menții acolo unde este, sau să vrei să faci cu el ce se face la nivel global, dacă vorbim despre un brand internațional. Ce lipsește acum este acele, uh, sunt acele bugete despre care povesteam mai devreme și care nu se dau, cel puțin în, la mine, eu nu am văzut să mi se mai dea vreun buget. păi, ăsta e bugetul pe care l-a loc eu PR-ului anul ăsta. În publicitate, pe vremuri, aveai un buget de media, un buget de producție, un buget de BTL, de ATL, de uh, uh, PR și așa mai departe. crezi că mai sunt bani? Sau doar nu se eu mai Eu cred dă. că bani mai sunt, pentru că eu nu cred că un... FMCG, care dă comunicate de presă, eu le citesc cu ochii mei în biz no. și ziarul financiar și așa mai departe, cu cifre, cu creșteri și cu tot, nu are un buget pentru un proiect de renovare a unei clădiri istorice, de exemplu sau uh, nu investește, da, un brand care livrează fericire, să zicem, sau alte, orice altceva, nu investește într-un loc al studenților sau al artiștilor în care aceștia să locuiască și să creeze, se pot face o mulțime de lucruri. Și cu o știre de PR nu se face primăvară, se știe deja, asta trebuie făcut constant. Toate aceste proiecte trebuie făcute constant pentru că altfel... Da. lumea le uită, nu faci ceva doar de dragul de a scrie cineva despre tine, ci și pentru că crezi în acel lucru și ajuți o comunitate. Uh, și în general, majoritatea lucrurilor pe care le-am văzut făcute bine în ultimii ani au fost făcute de oameni, influencer care au adunat alți oameni și au construit ceva. Uite comunitatea de click, eu acolo citesc o mulțime de povești inspiraționale despre oameni care, nu știu, unii astăzi, am citit așa pe repede înainte, au mutat o florărie, au cumpărat o florărie și au transformat-o în stație de autobuz într-un sat. Se întâmplă foarte multe lucruri. Uite, am observat că. Da, că sunt multe abandonate. Există chiar. supermarketuri, unele de, de supermarketuri, nu știu dacă am voie să zic, nu o să zic, că sigur da. vă prindeți, care au, au scris foarte mult, sau mă rog, prin agenția lor de PR și prin toate proiectele pe care le-au făcut, au menționat rata abandonului școlar și copiii care învață niște condiții îngrozitoare la țară și încearcă să-i ajute, știi, să le renoveze școlile, da. grădinițele. Se întâmplă lucruri, dar aș vrea să se întâmple mai repede, aș vrea să existe bugete pentru să aceste lucruri, să fie prioritizate. Um, să acceseze iarăși artiștii despre care vorbeam mai devreme și să aibă mai mult curaj, că de fapt despre asta este vorba. Fraților, aveți curaj și nu mai pierdeți atâta timp în acele ședințe interminabile. Știi că eu am plecat în ultimul meu job fizic într-un loc. După tabu m-am dus la Sanoma, când încă era Sanoma, acum e Burda. Și deja toți mă știau. Dacă vreau să mă prindă să facem un proiect, eu am făcut foarte multe proiecte mișto pe marketing și mă mândresc cu ele cu FMCG-uri pe vremea când eram la tabu și, și după criză, că toți îmi spuneau, da mă, dar era înainte de criză. Când erau bugetele mari, nu, am făcut și cu bugete mai mici, dar au ieșit foarte faine proiectele alea, bineînțeles și împreună cu redacția, da. pentru că dacă nu lucrezi în echipă, nu poți să zici, eu, eu, eu am făcut, nu, n-am făcut, eu am făcut, eu și echipa. E, și... Uh, când vreau să mă prindă la o discuție pentru un proiect, hai la o cafea, mergem la o cafenea aproape. Mă săturasem să stau între acei patru pereți, ore în șir, odată am adormit la o ședință, tu știi? Până mi-a venit mie rândul să vorbesc, eram vreo 20, vorbeam pentru un subiect pe care l-ai fi rezolvat într-o oră maximum. Am stat 4 sau 5 ore, este inacceptabil din punctul meu de vedere. Nu pot să fi eficient dacă pierzi atâta timp în ședințe interminabile. Păi după aia trebuie să scriu un call report, dacă tu stabilești ăla face asta, la face asta, exact ce vorbeai tu mai devreme, fiecare nicio, cu competența lui, active, ai rezolvat-o. Am ulei. stat trei ore să-mi conving doi foști șefi de ce e un win-win situation că am făcut tortul Harper's Bazaar împreună cu plezir, vorbim de 2012, cred. Și eu încercam să le, ei încercau să spună că ea la pampleziri, ar trebui să ne dea nouă reclamă, că le folosim numele pampleziri, fiind la început de drum, săraci. Da, totuși, pe vremea aia. Și eu le-am spus, nu, este un win-win situation. Este tortul Harper's Bazaar, da. care este menționat peste ai, ai. tot și lumea știe că cumpără acel tort. Și este un win-win. Și am pierdut trei ore. Trei da. ore ca să-i conving. Și în acel moment am zis, stop, rămân pe colaborare, eu nu mai vreau să mai vin aici să pontez. Nu mai puteam. Pentru că, iată, revenind la vremurile pe care le trăim, putem să muncim foarte bine și de acasă. Și muncim chiar mai mult de acasă decât dacă munceam de la birou. Și aici o se schimbe foarte mult. Aș vrea să văd ce o să întâmple cu toate clădirile astea de birouri în care nu o să mai stea nimeni. Dați-le la homeless. O să vedeți ce, ce bine o să faceți și, și cum -o, o să fi. se întoarcă oamenii ăștia să muncească și vor fi foarte productivi. Și să fie util societății. Și să fie util societății și să nu mai întoarcem capul pe stradă când îi vedem la minus 10 grade noi cu sacoșele de Crăciun și ei acoperindu-și câinele. Da, e... Apropo de asta, total pe lângă subiect, eram însărcinată cu Eric și noi locuiam fix vis-a-vis -vis de facultatea de drept, apropo, fix acolo Așa. la eroilor. Și aveam un domn care mereu stătea, venea noaptea și se da pe bancă. Era un frig, horror. Nu o să uit seara aceea și am urcat sus, eu eram gravidă și i-am -am zis, Patrick, fă un ceai. Și am, am coborât, amândoi am zis, ok, ia acum o pătură și ia o geacă pe care nu mai porți. Deci era, efectiv, era îl vedeam că e dezbrăcat și era un om adult în toată... Deci am da. coborât, pur și simplu, și m-am dus și, efectiv, doar să dai. Am coborât săptămâna trecută la ziua, exact. deci nu trebuie... Bine, știi, e foarte ciudat că, uite, eu de exemplu nu vorbesc despre lucrurile astea, poate ar trebui să vorbesc da, să ca știi oamenii că, să simtă că, să că pot să facă și ei asta, să așa să facă e, e dreptate. Asta. Am coborât la, uh, acum o săptămână la uh, Turmeric și Carbondamon, pot să dau și eu, așa, să iau da. un tortu fiicei mele. Și fix lângă, adică eu intram să iau un tort și fix lângă, e imposibil să fii orb să nu vezi asta, adică mă, uh -huh. mă supere, deranjează oamenii care chiar se prefac că nu văd. Da. Fix, adică la tomberonul din față localului, din stânga cumva, era un dom care căuta în gunoaie. Eu doar ce veneam de mâncasem la restaurant și aveam luat la pachet. Aveam mămăligă, aveam cartofi, aveam șnițel, m-am luat, m-am la zic băi, ceva, nu i am mâncat, e ok. Exact. fac o pomană, efectiv m-am dus și am să e caldă, mâncați acum deci doar atât, nu trebuie să dai mai mult uite, de atât, da, nu vine să cer nimeni bani spune cât mai mult lucrurile astea Gabi, pentru că da. să știi că dacă nu le spunem, că și eu m-am gândit odată a, băi, dacă... măi, e ca și când m-aș da, dar nu ne, ne da. dai un exemplu, uite tu știi că a, așa de mult mă bucur că unde m-am mutat acum e în zona aia Dorobanțiu mai vechi spre ASE măi, parcă s-au vorbit între ei și cei de la Nicolai și cei de la Bols Lasă da, pe mese, măi, așa mă impresionează că noi ne plimbăm cu câini seara, fost, știi, și lasă pachetele alea și scriu aici, e supă, aici da, sunt știu, paste, știu. știi, și vin home și din știu cartier. Știu ce face. Foarte Ala. frumos. Ala este minunată și. Am cum... fost într-un liceu e cu un an mai mare ca mine dar am fost am aveam am clasă luna lângă alta Ia chiar uite e ce lume mică e. da e foarte este e foarte minunată bravă. și toată echipa ei și tot timpul asta uite un gest mic mărunt câte restaurante sunt care e rămân în care da s-o chem deci, și felul în care știi sunt foarte receptivi eu de exemplu nu mănânc carne a și apropo de, apropo de ce-mi ziceai mai devreme da. mai ar trebui să stau aici să mai vin de câteva da. ori că da. dormim da. aici da. Uh, Apropo tot de clienți, agenții și așa mai departe, fraților, notați-vă niște tabele. Uite, pe mine m-a ajutat când am început să lucrez în PR. Aveam niște Excel-uri din astea interminabile, în care aveam așa. Și nu mai am timp în ultima vreme să mă ocup, cum mă ocupam înainte, când nu era online, Instagram și așa mai departe. Nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail și ce îi place ce gen de literatură, ce gen de muzică, ce flori, dacă are copii, dacă nu are copii, toate lucrurile astea pentru zile de naștere sau pur și simplu pentru surprize din astea, nu aștept o zi de naștere Am. să surprins pe cineva. Și aveam inclusiv dacă mănâncă sau nu carne, pentru că eu nu mănânc, mai mănânc carne de ani de zile, Mamă, și când primesc cu un pachet din ăla cu hălci, cu nu știu ce răci și spun la vecina Mirela, că ți vecină cu Mirela Pucovician, la ea trebuia să ei trebuia să-i trimiteți Mirela, mănâncă carne și și-a asumat asta, eu nu mănânc și mă simt și prost că trebuie să fac un story, nu? Am primit chestia aia și eu zic, a, ce drăguț am primit asta care o să treacă la vecina Mirela sau or să mănânce băieții da. mei și așa mai departe. Încercați să și targetați oamenii, să știți că nu-i păcat, poate trimite altul da. o altui influencer, mă rog, Influencer. Da, am mai vorbit despre asta. Că Altui nu, blogger nu sau. Sens, da. Nu are sens, da, și de multe ori e frumos să vorbești direct. Da. Adică să nu vă fie frică dacă sunteți în situația asta să comunicați direct să cu. Să spui omul că, respectiv. uite, eu nu consum, dar da, mi să recomand un carnivor pe care îl cunosc, știi? Da. Și asta, apropo de cei de la Bol, s-au pliat pentru că suntem din ce în ce mai mulți în cartier care nu mâncăm carne și au început să facă multe feluri de mâncare Știu, fără ce carne. Ce... A, deci... Da, este. Eu cred că există foarte mult viitor în România. Și eu crezi? cred să știm. Da, să încercăm să încheiem așa pe da, o notă nu, Da, într-o notă pozitivă, deci chiar cred în asta și mă întorc la educație, că fără educație suntem pierduți, sincer. Educația care implică toate da. lucrurile despre care am vorbit noi. Empatie, da, dar pe bune, nu doar să vorbim. Ca așa vorbim despre empatie. Spunem tu o concluzie. <laughs> că eu am sunt atât de uh, implicat în atât de multe încă teme de discuție cu tine și cred că mulți dintre cei care ne-au ascultat data uh, viitoare nu facem știu, forum, ne nu aduci știu. mai mulți. Ar trebui da, ar trebui să lăsăm oare un un uh, final deschis sau spui tu așa o concluzie, un mesaj, o propoziție. Păi uite, un pot quote, să spun, uh... ceva ce ți place ție? <laughs> un vers din poezia ta sau a tatălui tău. Ah, ce știi că nu știu poezia lui Tata pe de pentru că eram versa era în vers, vers alb și eu tot în versalb alb. Uh, mai, hai să fim buni. It's nice to be nice, în primul rând. Și, uh, așa cum spuneai și tu, cred că dacă ne concentrăm mai mulți pe vibul ăsta pozitiv și gândim pozitiv, dar și facem, nu doar zicem, ori se întâmple minuni, sincer pentru că uite noi ne-am găsit mulți dintre noi suntem cam în aceeași direcție și e important că simți că uite pune cineva umărul nu știu trebuie să comunic ceva da, dar nu poți important pentru o colectiv cauză. Știu doar știu că păi iau pe tine, pe tine pe tine pe da. tine pe tine voi la rândul vostru aveți comunitatea voastră și eu cred că așa putem să mișcăm ridicăm vibrația gândului colectiv exact grup cu grup da că suntem da. în mileniu 3 vorba <laughs> melodiei nu voi eu? cânta pentru mileniu da. 3 da nu e ușor uh, să învingi mersul timpului și în zbor să atingi gândul omului. Așa este. Dar cred că tu atingi gândul omului. E, și, și tu atingi gândul omului. Uite, știi că l-am ascultat pe Nipun Mehta. Nipun Mehta e un tip, uh, am aflat despre el acum câțiva ani, a venit și a vorbit în România și el a lucrat într-o corporație și el s-a gândit să, să propovăduiască acel kind, acest kindness. At, și a pornit de la lucruri simple, cu un vecin care era rău și tot timpul făcea scandal și a început să-i dea cadouri vecinului. Adică cadouri din asta de vecin, știi, o prăjitură. Omul ăla, cumva, nu din prima, a reacționat, a devenit și el bun la rândul lui și a început să facă bine. Ia. Și el, el promovează acest efectul, kindness, de, domino, efectul de domino al bunătății kindness. și el crede foarte mult în asta. Hai să credem și noi că poate, știi, toți spun că atunci când te naști, că un copil nu are cum să fie rău. Știi? Adică da. devenim răi pe parcursul vieții, dar răutatea asta nu duce nimic, nicăieri. Deci pe bune nu duce absolut nicăieri. Și înverșunarea și ăla a dat și dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Nu au cum să o ajute. Nu au cum. Mie, mie nu, nu mi-a ajutat. Sincer. Noemi, eu îți mulțumesc. Și dat eu așa îți mulțumesc. O, o o stare de bine. Și tu mie, totală. să știi și cred că a fost uh, unul dintre primele poate printre primele uh, unicele, nu, unicele primele, nu știu cum să le zic, <coughs> în care nu am făcut multe bâlbe A mers totul foarte uh, cursiv, nu? Mai veniți la mine pe Mi- așa mi se pare că a mers totul foarte cursiv <coughs> și am da. vorbit așa pe relaxare și locul ăsta e da. are un vibe foarte de bun. Putem ascunși aici de toată lumea da. din afară Îți mulțumesc, noi foarte Și eu foarte îți mulțumesc. Mult. O să revăd cu drag asta și la eu abia aștept. edit. O să-mi fie foarte greu să fac varianta scurtă, pentru că sunt prea, e prea complex. Așa că să dați încă o dată ripit și să luați notițe. Pentru M că aveți și eu mulțumesc și eu să știi că știi ce văd cu drag podcastul cu Zarog. Deci îl iubesc te am zis, data viitoare trebuie să-l faceți în cântece. Vă răspundeți unul celuilalt. Și uite, asta ar fi un proiect mișto pentru o mașină să facă chestia asta. Vezi să că vă ia... ai dat o idee. Ai dat o idee. Ei, tocmai... Vă rog frumos disclaimer de desubt, cum a zis. Acest lucru este proprietatea intelectuală a <laughs> lui noi. Dacă vreți să implementați asta, o acceptați. Deci așa vă văd. Știi misiunea cu Selin Dion și am uitat cum un cheamă pe tipul celălalt, o să-ți trimit link din Trimite. Vegas. E ceva ce-am propus unui client, nu a făcut până acum, deci faceți l voi. Eu nu mai am răbdare, Trimite. nu eu mai să vreau să aștept clienții după 100 de ani să fac ceva ce-am propus. Go for it, guys, sunteți perfecți pentru asta. Mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc. Am nevoie așa. Da. Ne ridicăm unii pe alții. Da. Te pup. Trebuie. Vă pup.